un nou sfârșit de săptămână cu un nou târg al producătorilor autohtoni. Parcul Alunelor din capitală s-a transformat astăzi în Furnicar. Acolo s-au adunat 80 de fermieri din toate colțurile țării care și-au scos la tarabe produsele locale, de la fructe și legume până la dulciuri și uleiuri parfumate. Comercianții și-au lăudat marfa și ne-au dezvăluit mici secrete din procesul de producere. Totuși, timpul pe alocuri ploios le-a cam speriat clienții, chiar și așa unii dintre ei au mers acasă cu pungile pline. Și de data aceasta, parcul Alunelul din capital a prins viață de la primele ore ale dimineții, acolo unde producătorii autohtoni veniți din diferite colțuri ale țării și-au amenajat cu grijă produsele. Comercianții spun că s-au pregătit timp de câteva săptămâni pentru că astăzi să aibă ce le propune cumpărătorilor spre vânzare. Prețurile avem un preț special pentru târguri de 20 lei gama la infuzii, toate ceaiurile și la pliculeț 25. Avem ceaiuri de consum zilnic, de plăcere și avem pentru sănătate, pentru o varietate de diferite probleme. Noi suntem producători din Nisporin, producem pistil de fructe, peste 25 de gusturi, cracker din semințe încolțite și chipsuri din citrice. Noi le-am creat, sunt create de mine propriu și deci oamenii care încearcă de obicei sunt foarte impresionați pentru că îmi spun că au mai gustat în altă parte, dar încă așa combinații și așa gust încă nu au găsit. Dar care e secretul? Secretul, nu știu, poate ajung să fiu mai puțin modest, talentul meu îmi place pur și simplu foarte mult culinăria și de asta și... Avem tăieței de casă cu adausuri naturale, cu sfeclă, cu spanac și cu dovleac. Și avem și paste și tăieței din făină integrală. Naturale 100%? 100% naturale, avem doar din ou și făină și deja pasta de legumă. Nu adăugăm sare, nu adăugăm apă. Avem tăieței la 25 de lei, care sunt doar din ou și făină și ăștia cu adaus de piure de legumă sunt la 30 de lei. Avem produse din lavandă, avem ulei, avem apă de lavandă, săculețe, buchețele, compoziții de tot felul. Și acum am adus și am pregătit și surpriză, lumânări cu ulei de lavandă. Producătorii susțin că organizarea unor asemenea târguri sunt binevenite, întrucât au posibilitatea să fie față în față cu clienții. Una e când este pagina de Facebook și alta când este când te cunoști cu producătorul și el te întreabă mai multe, te întreabă de unde ești, ce ești. Interacționăm cu cumpărătorul, povestim absolut de unde au pornit pastele noastre. Timpul pe alocuri ploios de astăzi l-a cam redus din cumpărători, spun comercianții. Chiar și așa, unii vizitatori au plecat cu pungile doldora cu produse. Cu prune, cu vin, cu biscuiți, cu mere, cu alune, cu de toate. Cum vi se par prețurile la târg? Prețurile sunt rezonabile. Soția a luat brânză aici de vreo 200 de lei și eu la 200 de lei am luat iată, 400 de lei. Cum vi se pare? Cum? Dar cum să ne se pară? Măcar e ceva bun de casă. Miere, am cumpărat de borcanele, le-am lăsat în mașină. Am luat fructe, legume, cum se cheamă, micul dejun. 80 de producători astăzi sunt aici, de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de la Slobozia Mare, din sudul sudului, cu celebru salam, cavurma și brânză de oi, și terminând cu cașcavalul de la nord, din Drochia. Târgul se va desfășura și mâine.